Salutări și bun venit la acest episod, Ai ce știri, din nou un episod special. De data aceasta voi vorbi de companii care sunt create cu un singur scop, de a fi fuzionate sau a fi, să zic așa, tranzacționat la bursă pentru a să obțină o anumită sumă de bani. Sau a obține anumite, în afara bursei, dar obține anumite fonduri, bani, bugete pentru anumite achiziții. Ele se folosesc în special în domeniul de activitate real estate, activitate imobiliare, și se înregistrează pe ele anumite clădiri sau anumite linii de business, dar ce le deosebește de aceste SPAC-uri, vom afla imediat ce înseamnă SPAC, față de un Special Purpose Vehicle, SPV, cum se folosește în activitate imobiliară, este fix acesta. Ele sunt firme care nu au nici un venit când, sau potențial venit când se înființează. Singurul lor obiectiv este de a atrage bani printr-o idee nouă, că vrei să accesezi o anumită piață sau că, să zic, ai o anumită afacere care dorești să o fuzionezi și o solicitezi mai ușor la bursă de valori și așa mai departe. Dar vom vedea pe viitor ce înseamnă sau la ce se folosesc aceste SPAC-uri, societăți private. Totul a început când am văzut că au ajuns și în Europa. Din cauza aceasta am zis, hopa, au ajuns un element care vor marca, să zic așa, pe viitor segmentele financiare din lume. Klaus Hommels a lansat în Europa un astfel de societate. Este fondatorul Lake Stars și urmărește să atragă 275 de milioane de dolari prin această listare la bursă. Principala idee e că vreau să cumpăr ceva de pe piață. O companie care nu este listată sau este listată și are nevoie de venituri. În articol de pe CNBC aflați că ce un mini o introducere în această lume a SPAC-ului, dar de unde și ce înseamnă acest SPAC? Special Purpose Acquisition Company. Deci au o singură, indiferent că se listează la bursă sau obțin anumite venituri în afara bursei, au o singură, să zic așa, menire, să atragă bani pentru achiziție. Se mai numesc și blank chain companies. Și într-adevăr sunt mai ușor de mânuit într-o listare la bursă a anumitei societăți, să zic așa, care vrea să fuzioneze cu aceasta. Și aflăm avantaje, într-adevăr lipsa, de exemplu, într-o listare clasică, un IPO clasic, e tot felul de, în acel plasament e tot felul de de rapoarte care e nevoie să fie, și concesii și taxe care e nevoie să fie plătite. Iar la aceste vehicule de achiziții sunt mai ușor de obținut acele, să zic așa, reglementări și aprobări de a veni pe bursă sau a obține anumit venit. Și Seeking Alpha ne duce cu un video la ce înseamnă aceste societăți, care este menirea lor pe piață, ce înseamnă aceste
tranzacții. Oricum, toate link-urile le veți găsi jos în descriere, ca de obicei. Și vedem că a tras atenția, este într-adevăr o activitate de 2017 începută, 2000, nu, 2015-2016. Și WeWork a apelat sau apelează la aceste societăți. Virgin Galactic, DraftKings, Opendoor, Nikola, toate s-au listat la bursă. Nikola, care a fost și scandalul acela cu fraudele de tehnologie, dar nedovedită încă, dar este un alt topic acesta. Și investitori celebri precum Bill Gates, chiar și Richard Branson, deși el și-a listat Virgin Galactic tot prin acest SPAC înființat de altcineva. Ce nu mai zice CNBC-ul, pentru a sponsoriza, sunt înființate aceste companii pentru a sponsoriza anumiți investitori, ce vă spuneam, și anumite activități care doresc să se listeze și doresc să se listeze pe bursă mai ușor. De ce sunt populare și atrage atenția fix datorită faptului că unele societăți doresc să obțină bani gratis. Prima, să zic așa, menime a acestei societăți este fuziunea cu alte societăți nelistate dintr-un alt sector. Și vedem că în 2020 a atras 15 miliarde aceste fuziuni. Business Insider ne spune că ne explică și ei ce înseamnă această societate SPAC. Chicago Tribune, care sunt tendințele, în special ele sunt folosite de companii de tehnologie, aceste societăți, pentru a fuziona. Și vedem că și fondatorii Twitter și așa se uită, alți fondatori se uită la aceste societăți. 6 societăți, US News ne indică 6 societăți care s-au listat prin această tehnică de SPAC și unde merită să investești din 2015 încoace. Vedem și topul performanțelor SPAC. Live Oak Acquisition, Kensington Capital Acquisition, TPG, și fonduri de investiții intră pe aceste piețe cu o idee de a cumpăra o anumită afacere. Și vedem și pe Nasdaq, au o secțiune separată prezentată pe site-ul lor, în care prezintă viziunea lor despre aceste societăți și dacă merită sau nu să le cumperi sau să le folosești, să le faci trading pe ele sau să cumperi acțiuni și să le păstrezi. Vedem și un top al listărilor SPAC versus listările IPO pe piață. Și sunt din ce în ce mai multe aceste listări și aceste vehicule. De la Stock Market MBA aflăm și valorile de piață ale lor. Cât au adunat, ce bani sunt, ce valori de piață sunt tranzacționate. Vedem Churchill Capital are valoare de piață de 12 miliarde de dolari. Pershing Square Ton Holdings, care a tras cel mai mare venit în jur de 4 miliarde de dolari în urma listării ei la bursă. IPO-ul clasic, el la bursă a adunat 4 miliarde de dolari și acum valorează 6 miliarde de dolari. Și în sfârșit,
au ajuns și în Europa, ce vă spuneam la începutul episodului. Au ajuns și în Europa și provoacă o frenezie, având în vedere că randamentele sunt foarte mari. Dacă ar fi să ne luăm după activitatea din Statele Unite, unde este deja ca și o cutumă utilizarea acestor societăți. Și alte informații. Pe lângă companiile de tehnologie, de tehnică electronică și așa mai departe, se folosesc și la companiile de inginerie și nu numai. De altfel și New York Times aduce aminte că cele mai multe vehicule s-au unit cu companii de tehnologie. Și acele companii de tehnologie au obținut peste valoarea medie a banilor în urma unui IPO. Vedem că în 2020 SPAC-urile au adunat 74 de miliarde de dolari în numai listările la bursă. 74. Atâta este de mare această frenezie. Revenind la partea europeană, capitala în Statele Unite, 80 de miliarde s-au adunat deja prin listările SPAC-urilor. Iar în să zic așa, Europa se urmăresc și firme blockchain de sau noi startup-uri care vin cu o idee bună. Vedem SoftBank a apelat la acest să zic așa, vehicul. Și alții care au adunat peste 50-100 de milioane de euro sau de dolari în urma listărilor la bursă. Sunt articole foarte interesante și merită să le citiți. Mă repet, fiindcă vă faceți o idee ce ne așteaptă și nouă pe viitor. În Europa, capitala aleasă pentru, cel puțin din punct de vedere al acestui site, este Amsterdam. Și prezintă de ce este Amsterdam această capitală, unde se va lista cele mai multe societăți. Dar sunt din ce în ce mai mult să zic așa, căutate, inclusiv un fost executiv de la Megafon din Rusia caută să și chiar a reușit să obțină 200 și 250 de milioane de euro cu vehicule sale. Și vă prezentam săptămâna trecută că a fuzionat Kismet, societatea lui, cu un producător de jocuri, de gaming, din Grecia, Cipru, dacă bine vă țin. Și acesta va fi și punctul lui de vedere, să continuăm mai departe această activitate. Ce vă spuneam de Europa, și Reuters aduce aminte că, într-adevăr, Europa ajunge la să fie la picioarele SPAC-urilor. Sunt vehicule cum ar fi shells, adică fără personalitate sau fără activitate, cu personalitate, dar fără activitate în spate, și doar caută să cumpere și să dețină anumită afacere care nu este listată. Așa s-a listat și Vertiv Holdings, prezent în Cluj, pe bursă. Bun, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un comentariu și până data viitoare, numai
Bine, și realizați alegeri cu cap. Salutări!